ultima ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț a avut pe ordinea de zi ca punct principal de discuție raportul privind obligativitatea de securizare a captărilor de apă din județ. Inexistența autorizațiilor de mediu și autorizațiilor sanitare este o cauză care poate duce la măsura extremă de închidere a acestora, în cazul în care autoritățile locale și cele județene nu rezolvă problemele de intrare în legalitate a stațiilor de captare a apei potabile. S-a întâlnit în ședință extraordinară în data de 23 mai și a avut pe ordinea de zi prezentarea, analizarea și aprobarea planului de măsuri pentru securizarea alimentării cu apă a cetățenilor din județul Neamț. La propunerea prefectului, ordinea de zi a fost completată cu alte trei teme, precum prezentarea și aprobarea planului Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2016. Starea zonelor de protecție severă ale surselor de apă potabilă din județ. Plenul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, format din principalele instituții descentralizate cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență, a adoptat 32 de măsuri de remediere a situațiilor neconforme din sistemul de furnizare a apei potabile, documente necesare pentru a se acoperi în cazul situației grave a acestor perimetre nesecurizate pe care pasc în voie cirezile de bovine și turmele de oi. Planul de măsuri prezentat de colonelul Ioan Ințică, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență, cuprinde 32 de măsuri care trebuie îndeplinite pentru remedierea neconformităților constatate în raportul grupului de lucru, raport care a fost prezentat într-o ședință anterioară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. După prezentare, planul de măsuri a fost dezbătut de către membrii Comitetului și completat la propunerea atât a prefectului Niculina Dobriră, cât și a reprezentanților Sistemului de Gospodărire a Apelor, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Consiliului Județean, Serviciului Comisariatului Județean Neamț al Gărzii Naționale de Mediu. Conducerea companiei Apaserv apreciază că toate problemele sistemului de furnizare a apei din județ pleacă de la tergiversarea în ultimii 25 de ani a rezolvării situației juridice a terenurilor pe care se găsesc captările de apă aflate în proprietate privată. Deci la majoritatea captărilor, și mă refer aici la captarea de la Vadu, captarea Pildeții-Menești, captarea Preutești, problema principală, din punctul meu de vedere, pleacă de la situația terenurilor, care nu este rezolvată. Terenuri care nu sunt ale companiei județene Apaserv, ci sunt ale județului Neamț. Consiliul Județean, împreună cu Primăria Roman, în cazul Pildeții-Menești, ar trebui să rezolve problema terenurilor. Din cauza problemei terenurilor, nu ni se dă autorizații de apele române. Și din cauza lipsei autorizației la apele române, nu obținem autorizația nimeni. Conducerea operatorului regional de apă a făcut în ultimii ani numeroase demersuri către autoritățile locale, județene și municipale, prin care solicită achiziționarea terenurilor de la proprietarii particulari și trecerea lor în administrarea companiei Apaserv, ca singură soluție care poate permite dezvoltarea de investiții în stațiile de captare. Am luat legătura cu cei de la apele române, am făcut demersuri la Institutul Național de INHGA pentru a face un studiu și pentru a obține autorizații de la apele române provizorii până la se va rezolva situația terenurilor, proprietății terenurilor. Da, eu am înțeles că Primăria Română a încercat cu un împrumut să rezolve problema și avem promisiuni că acolo se va rezolva cel mai repede. Problema rămâne la celelalte captări. Da. Și de aici toate problemele care apar, pentru că nefiind terenuri ale companiei, nu pot să... adică nu ai o bază legală să faci investiții, să faci reparații pe ceva pe care nu ți aparține. Și la nivelul Consiliului Județean au existat discuții privitoare la rezolvarea situației juridice a terenurilor sub care se află captările de apă din județ, din păcate imposibil de rezolvat, din cauza faptului că legea nu permite alocarea de fonduri pentru procedurile de cadastrare și intabulare a terenurilor. Asta în ciuda faptului că anual au fost prevăzute fonduri pentru cumpărarea terenurilor de la țărani.
Referitor la zonele de protecție de la parcuri și Nicești, Răotești, și acum 2 ani, și anul trecut, și anul acesta, CJ-ul a prins în bugetul anual sume pentru cumpărarea terenurilor din zonă. Există o comisie făcută atât la nivelul consilierilor județeni, cât și la nivelul o comisie de lucru de sprijin de la nivelul consiliului județean. Au fost întâlniri cu cetățenii din zona respectivă, dar datorită faptului că majoritatea terenurilor nu au documentații cadastrale, iar respectivele persoane nu au bani să se întocmească documentația cadastrală și noi ca instituții nu avem temei legale de a da acești bani pentru documentația cadastrală, nu s-au putut cumpăra respectivele terenuri sau parte din parcele. Să caut deocamdată o soluție să meargă pe declararea terenurilor respective de utilitate publică și apoi trecerea lor în patrimoniul statului sau județului. Amenințarea cu închiderea stațiilor de captare pare a fi una menită să impulsioneze acțiunile autorităților locale în vederea rezolvării problemelor de la stațiile de captare a apei. Din păcate, este o amenințare mult prea tardivă, în condițiile în care actualele autorități locale mai au de activat doar 2-3 săptămâni și în condițiile în care guvernul va mai rămâne la Palatul Victoria cel mult încă jumătate de an. Este greu de crezut că singura problemă a guvernului Cioloș a rămas cea legată de exproprierea terenurilor de la Neamț și rezolvarea situației juridice a acestora, în condițiile în care de 25 de ani guvernele o tot lălăie pe tema chestiunilor de fond funciar.